Salutare! Povestea mea începe la o așa zisă partidă de vânătoare în pădurea din apropiere, unde stăteam pur și simplu și admiram peisajul cu arma sprijinită de un copac. La un moment dat văd un urs alergând un iepure și strigându-i: "Am să te prind, iepure idiot!" "Iepurele, s-o crezi tu, ha ha ha!" În fața lor apare o broscuță și le zice: "Stop, eu sunt broscuța magică și vă pot îndeplini câte trei dorințe fiecăruia. Cine începe?" Bineînțeles, ursul hotărât zice: "Eu primul, că sunt mai mare." Broscuța este de acord și zice: "Ia să te aud, ursule, care este prima ta dorință?" "Eu vreau ca toți urșii din pădurea asta să fie femele, iar eu să fiu singurul mascul." "Nici o problemă. Și tu, iepurașule, ce-ți dorești?" Iepurașul mai timid îi spune: "Eu vreau o cască de motocicletă, dar pe mărimea mea." Ursul se uită mirat la iepure și îi spune: "Pe bune că ești prost, știi?" Broscuța zice: "Nici o problemă, dorința ta e realitate, uite-ți casca." Și apare o minunată cască de motociclist lângă iepure. "Și acum, ursule, care este a doua dorință a ta?" La care ursul și mai hotărât: "Vreau ca toți urșii din pădurile vecine să fie femele." "Nici o problemă. Și acum, iepurașule, care este a doua dorința ta?" "Eu vreau o motocicletă pe mărimea mea, super puternică, ultra turbo." "Sigur, poftim." La care ursul super nervos îi spune iepurașului: "Nu, dar ori o faci intenționat, ori ești extraordinar de prost." Și lângă iepuraș, așa cum a cerut, apare o super motocicletă. "Bun, acum gata cu cearta, hai să terminăm cu dorințele." Ursul și mai hotărât îi cere broscuței: "Ultima mea dorință este ca toți urșii din univers să fie femele." "Dorința ta este îndeplinită, ursule. Iar tu, iepurașule, care este ultima ta dorință?" La care iepurașul se urcă tacticos pe motor, pornește motorul, demarează în trombă, se întoarce către broscuță și strigă: "Vreau ca ursul să fie homosexual." Eu, bineînțeles, leșinam de râs: "Bravo, iepurașule, super tare!"